Dragilor, știți foarte bine că de fiecare dată, atunci când vă prezint povestea oamenilor care au reușit să facă o afacere în țara asta, eu sunt foarte fericită. Știți de ce? Pentru că știu cât de greu se ajunge la un produs finit, cât de greu și câtă muncă este pentru a face față tuturor situațiilor existente în țara noastră. Dragii mei, eu știu doar că dacă pui suflet, ambiție și inimă, Dumnezeu face în așa fel încât visul să-ți fie întotdeauna îndeplinit. Acum vă voi prezenta o familie foarte dragă, o afacere la care ei au depus foarte, foarte multă muncă, ambiție, dar iată că acum se bucură de rezultate. Este vorba de cazul familiei Dârjan din județul Sălaj. Dârjan, poate de la Dârj, eu știu, au pus pe picioare o afacere cu lavandă. Produsele lor cu și din lavandă, foarte apreciate la noi, iată că merg și peste hotel. Tare. Vom afla de la dânsii chiar care sunt beneficiile lavandei și de ce este bine să faci o asemenea afacere. Despre lavandă se spune că este aurul mov. Ce-i drept, pe lângă faptul că este una dintre cele mai apreciate plante ornamentale, lavanda este și o plantă medicinală ce a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri. De ceva vreme încoace, lavanda a stârnit interes și în țara noastră și tot mai multe persoane au înființat astfel de culturi, punând bazele unei afaceri de viitor. Un astfel de exemplu este și familia Dârjan din județul Sălaj, care a reușit în doar câțiva ani să pună pe piață produse alimentare, dar și pentru uz cosmetic. Doamna Dârjan, v-am cunoscut în cadrul unui târg acum ceva vreme. Aveați câteva produse cu lavandă, dar nu atât de multe. V-ați extins foarte mult, aș putea să spun. Văd și partea alimentară, partea cosmetică. Sintetizați un pic pentru telespectatorii noștri ceea ce faceți de fapt cu drag în județul Sălaj. Da, bună ziua! Ce facem? Încercăm să facem lumea să înțeleagă faptul că lavanda este un pic mai mult decât o plantă ornamentală. Lumea, toată lumea o cunoaște, plantă ornamentală, ce frumos este în grădină, avem un săculeț, îl punem sub pernă, e lavanda, bineînțeles aici avem și mai multe specii. O parte din speciile de lavandă, în particular angustifolia, este mai mult decât o plantă ornamentală, este o plantă medicinală și asta, cunoscând aspectul acesta, m-a făcut să înțeleg și să fac și lumea să înțeleagă, să mă străduiesc, să fac și lumea să înțeleagă ce înseamnă de fapt lavanda. Și atunci, încet, încet, au venit ideile, bineînțeles, idei culese din jurul nostru, din afară și personalizate în felul nostru, care să ne reprezinte, să zicem, cât de cât pe noi, cei de la Coșul cu Lavandă, adică familia Dârjan. Ați plecat cu mai puțin de un hectar, din câte știu, acum aveți în jur de două hectare de plantație, jumate. Da, două hectare jumate. Am continuat pe același soi, tocmai datorită convingerii tot mai puternice că este un soi bun, i-am văzut calitățile, asta prin feedback-urile pozitive în urma consumului de produse și am continuat să ne extindem pe soia angustifolia vera, mai precis, și am început să facem tot mai mult parte alimentară din acest soi. Ce avem aici pe masă? Avem rețete speciale. Da, niște rețete mai particulare. Avem siropul de lavandă, care este un macerat, pentru că eu evit să fierb atât siropul cât și dulceața de lavandă. Încerc să le țin la macerat și să obținem și să păstrăm toate proprietățile pe care le are planta. Da, avem aici și dulceața de lavandă. Dulceața de lavandă, care din nou este un macerat de floare de lavandă. La sfârșit am adăugat gelatina alimentară, într-adevăr, ca să o ținem tare, să-i putem spune dulceață sau peltea, cum se spune aici mai în sud. Avem biscuiții de lavandă, care sunt mândria mea, să le spun așa, este o rețetă mai veche de familie și eu am adaptat-o adăugând lavandă. Avem ciocolata de lavandă, fiul meu este un mare iubitor de ciocolată și atunci am zis să facem și partea aceasta. Și avem mierea de lavandă. Aici, da? Da, de fapt, rectific, este miere cu lavandă.
Noi deci ați spus așa, nu de lavandă. Da, nu de lavandă, deci este miere cu lavandă. Aici vreau să precizez faptul că, din păcate, încă la noi nu se poate vorbi de miere de lavandă. De ce? Pentru că suprafețele sunt mici, nu sunt compacte, nu sunt toate într-un loc. Și Albina, știu toți apicultorii, merge 3 km stânga-dreapta și atunci vă dați seama că am avea nevoie de câteva zeci de hectare, poate chiar sute de hectare să avem o miere de lavandă. Concentrația pe care am obținut-o la analiză a fost undeva sub 9% din lavandă, linalilul mai exact, și atunci n-am putut-o, din punct de vedere legal, nu am putut-o numi miere de lavandă. Ați pomenit cadrul acesta legal. Știu că toate rețetele pe care le faceți și toate produsele pe care le faceți au și certificările necesare pentru a fi pe piață, nu greșesc? Da, nu greșiți aici, am încercat să ne diferențiem. De fapt, noi asta facem, având și alte culturi care ulterior vor veni pe producție. Am început cu lavanda și am început totul. Deci atât un laborator autorizat, un mic laborator, să nu exagerăm, un mic laborator alimentar autorizat din punct de vedere sanitar veterinar, cu totul la zi, produsele sunt înregistrate toate. Iar pe partea cosmetică este necesar, pe lângă o analiză, de fapt în baza analizei respective, se face un dosar și ulterior se face o înregistrare pe portalul Uniunii Europene, deci o notificare se numește, de produs cosmetic pe portalul Uniunii Europene. Pentru ca toate aceste lucruri să devină posibile, Cristina și Adrian au făcut toate eforturile pentru a avea propria distilărie și chiar un utilaj pentru recoltat lavanda. Este mai greu cu forța de muncă, însă nimic nu îi împiedică să se dezvolte treptat și să devină din ce în ce mai cunoscuți pe piață. Produse cosmetice, ce avem prezent aici? Văd săpunurile clasice, da? Da, săpunurile le avem sub diferite forme și cu diferite baze de exfoliere, forme cât mai atractive, atât pentru copii, să încercăm să stimulăm puțin copiii să folosească săpunuri naturale. Avem uleiul esențial, care este rezultatul final al distilării florii de lavandă, atât uleiul esențial cât și apa florală de lavandă. Da. Și acestea fiind produse de către noi, deci avem în baza de procesare distilatorul. Văd aici și un deodorant, da? Da, este un deodorant antiperspirant și deodorant, deci și pentru miros și contra transpirației. Repet, produsele, cultura noastră de lavandă este o cultură certificată biologic. Încerc toate celelalte produse pe care le folosesc creând aceste rețete, le iau cu certificare și autorizare, deci cu fișele tehnice și pe lângă toate astea să fie bio. Deci uleiurile, unturile pe care le folosim să fie bio. Avem și săpun lichid, da este ulei de corp, nu? Da, săpunul lichid este și uleiul de corp sunt ultimele noastre două produse care le-am făcut de curând. Săpunul lichid este cu specificație pentru o prietenă de-a mea dragă, cărui băiețel are probleme de psoriazis și încercăm să ținem, este o rețetă medicinală și încercăm să ținem psoriazisul sub control, lavandă și dafin. Și avem uleiul de corp care, tot datorită unei dragi prietene de-a mele, am descoperit cânepa și m-am îndrăgostit și de această plantă și nu mai am timp, efectiv, să mă ocup și de ea ca și cultură, dar am vrut neapărat să folosesc uleiul de cânepă. Uleiul de cânepă este uleiul care este cel mai apropiat corpului uman. Să nu uităm că... Așa este. Și... Cânepa ne reprezintă ca și popor, așa ca este. Și nație. Avem în compoziție ulei de cânepă și este un produs extraordinar. Mergeți în târguri, comercializați produsele, aveți și parteneri în țară? Da, în momentul de față avem undeva la 39 de magazine colaboratoare pe tot teritoriul României. Avem și două mici colaborări în exterior, mai exact în Austria și în Italia. Și mergem, bineînțeles, mergem pe târguri, mergem
colaborăm cu un consiliu local Sălaj și încercăm să vorbim noi, să ne promovăm produsele, pentru că cine vorbește mai bine decât noi? Chiar dacă mai este destul timp până când vor avea treabă pe câmpul cu lavandă, Adrian și Cristina continuă să lucreze pentru a crea noi produse. De exemplu, pentru sărbătorile de iarnă au pus la dispoziția cumpărătorilor ciocolată cu lavandă și alune, iar în luna martie vom putea achiziționa mărțișoare speciale cu lavandă. Ce alte produse vor mai apărea pe piață? Parfum solid, gel de duș, mască de păr cu ulei de cânepă și lavandă, exfoliant de corp, dar și vin de lavandă.